Salut! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Pentru astăzi m-am gândit să abordez un subiect nou. Mai exact vreau să vorbim despre cum pozăm, astfel încât să ieșim cât mai bine în fotografii. Știu, și voi vreți să aveți un cont de Instagram cu fotografii superbe. Este și cazul meu. Bine, mă găsiți pe Instagram cu userul oana_zidaru. Ei bine, sfaturile astea vin din partea unei tipe care nu este nici înaltă, ba din contră, sunt miniona, 1,60 m. Între noi fie vorba, a 1,58 m. Dar îmi place să rotunjesc și nu sunt nici vreo silfidă, ba din contră, sunt tot tipă cu forme. Iar trucurile astea, dacă le pot numi așa, mă ajută pe mine să ies cât mai bine în poze. Mai exact, să par mai înaltă și, de ce nu, mai slabă. Dacă sunteți curioase să vedeți care sunt trucurile mele pentru a ieși cât mai bine în fotografii, urmăriți clipul în continuare. Să încep de sus în jos, cu fiecare parte a corpului. Atunci când vine vorba de poziția capului, principala mea grijă este să nu mi se vadă gușa. Da, așa că nu voi sta niciodată cu bărbia în piept, pentru că voi accentua gușa. Voi sta întotdeauna cu bărbia puțin în față, astfel încât să subțiez zona gâtului. Deci nu așa, ci așa. Atunci când rugați o persoană să vă facă o fotografie, trebuie să țineți cont de cum ține aparatul sau telefonul în raport cu voi. Dacă este o persoană mai înaltă, probabil va avea tendința să facă fotografia normal de la nivelul ei și veți ieși, fotografia va fi făcută mai de sus și veți ieși mici și îndesate. Cine își dorește asta? Așa că rugați persoana care o face fotografia să o facă de la nivelul vostru, astfel încât să fiți în același plan cu aparatul, sau, trucul meu preferat, să vă facă fotografia de jos, respectiv să stea pe vine și să țină telefonul ușor înclinat, astfel încât să păreți mai înaltă și mai slabe. Ăsta este trucul meu preferat. Dacă apelați la acest truc și aveți gușă, cum se întâmplă în cazul meu, trebuie să aveți grijă, nu vă uitați în jos, înspre persoana care vă face fotografia, ci vă uitați, stați cu gâtul tot drept și ori vă uitați în față, într-o parte, niciodată în jos la persoana care vă face fotografia. Un alt sfat, dacă aveți siluetă de tip măr, respectiv sunteți mai mari în partea de sus, însă aveți picioare subțiri, lungi și frumoase, nu e recomandat să faceți fotografii de jos pentru că picioarele vor părea și mai lungi și atunci veți ieși disproporționat în fotografii. Mergem mai departe. Cum stăm cu umerii și cu brațele? Atunci când faceți fotografii, încercați să stați cât mai drepte. Trageți, să aveți o poziție corectă, de fapt. Să trageți de umeri în spate, nu stați cocoșate, scoateți pieptul în față. Observați diferențele? Așa veți părea și mai micuțe în partea de sus. Apoi, cum stăm cu brațele? Nu vă recomand să stați cu ele lipite de corp, pentru că vor părea mult mai mari. Așa, dacă aș sta cu ele lipite de corp, vă recomand să stați cu ele puțin depărtate de corp. Observați diferențele? Lipit de corp, depărtat de corp. Mergem mai departe la abdomen. În momentul în care veți sta corect, veți sta drepte și veți trage de umeri în spate, automat se vor lungi și mușchii abdominali. Și nu mai fi vorba, dacă mai sugeți puțin și burta, o să fie perfect. Am ajuns și la picioare. Iar cel mai important truc pe care pot să vi-l dau este să stați pe vârfuri. Fie stați cu un singur picior pe vârfuri, fie cu ambele, iată cum. Cu un singur picior pe vârfuri, toată greutatea o mut pe piciorul drept, iar cu stângul, ușor pe vârfuri, piciorul încordat, fiind încordat, va părea și mai subțiat. Un picior în fața celuilalt și îl țin, acum îl țin pe dreptul, un pic pe vârfuri. Sau chiar cu ambele, pe vârfuri. Atunci când faceți fotografii din profil sau semiprofil, întotdeauna îndoiți piciorul dinspre cameră.
Un ultim sfat legat de poziția picioarelor, astfel încât să par mai lungi. Stați cu ele lipite, ușor înclinate și duse puțin mai în față. Nu pot să explic mai bine de atât această poziție, așa că o să vă las câteva fotografii ca exemplu. Acum, iarăși un alt truc, pentru că tot vorbim de fotografii din profil. Vreți un fund mai bombat în fotografii? Dacă stați drepte, nu o să-l obțineți. În schimb, dacă vă lăsați puțin cu partea de sus a corpului în față, posteriorul în spate, va părea mult mai bombat. Drepte. Acestea au fost trucurile mele pentru a ieși cât mai bine în fotografii. Sper că v-a plăcut tematica de astăzi. Aștept să-mi spuneți părerea voastră în comentarii. Până data viitoare, nu uitați, ne vedem pe Instagram, acolo mă găsiți cu userul oana_zidaru. Și dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să dați thumbs up și să vă abonați la canalul meu. Vă pup!